Și am revenit cu evoluție vestimentară, un personaj mai rar pe la evenimentele mondene. Nu foarte monden. Nu foarte monden, de fapt, Amalia Năstase. Aflată la brațul celebrului tenismen Ilie Năstase. Așa avea să-și facă debutul în lumea showbizului românesc, Amalia, îmbrăcată într-o rochie albă de mireasă Christian Dior. Frumoasa și tânăra Amalia își împlinea visul copilăriei. Pășea dincolo de zidurile imaginare ale cartierului Rahova, direct pe covorul roșu, așternut iluzoriu, parcă nu de demult. Dar să începem chiar cu începutul acestui drum impresionant al Amaliei. O prezență extrem de discretă, fosta doamnă Năstase nu a lăsat niciodată loc de bârfe în ceea ce îi privește stilul vestimentar. A mizat întotdeauna pe un stil destul de conservator, încă de la începuturi, ținutele clasice și în culori închise îi completau garderoba încă din tinerețe. A ținut mereu la imagine și s-a detașat de fiecare dată prin bun gust și eleganța caracteristică. Prea multe schimbări nu a îmbrățișat, cea mai simțitoare fiind cea a tunsorii, când a renunțat la părul lung și coafat ușor în favoarea unui bob asimetric și a încadrat foarte plăcut trăsăturile feței. Nici prin machiaj nu a exagerat niciodată, indiferent de trendurile vremii, întotdeauna optând pentru stiluri foarte discrete de machiaj. Femeie de afaceri fiind astăzi, meseria o obligă să adopte un stil business, astfel că Amalia Năstase a încercat să-l adopte în acord cu gusturile sale. Și pentru că nu iubește deloc ținutele masculine specifice profesiei sale, aceasta pare să că încearcă să îndulcească fiecare ținută cu elemente feminine și sexy. Preferata sa, fusta creion. Ați ghicit? Și desigur, toate piesele care urmează liniile corpului. Însă până la acest stil bine definit, însăși fosta doamnă Năstase recunoaște că a trecut prin toate fazele prin care trec multe fete pentru a-și găsi identitatea stilistică, de la branduri care țipau pe ea și până la haine mult prea serioase uneori pentru vârsta sa. Nu face niciodată rabat de la calitatea și croiul hainelor și e cunoscută pentru investițiile deloc neglijabile pe care le-a făcut de-a lungul anilor în piese semnate de mai mari creatori. Și dacă din punct de vedere stilistic nu a avut bătăi de cap, ei bine, lupta cu kilogramele cu care s-a confruntat mai toată viața au marcat-o pe Amalia. Dietele extrem de stricte i-au definit stilul de viață, îndeosebi după nașterea celui de-al treilea copil, atunci când a luat în greutate mai mult ca oricând. Însă, cu multă muncă, cu perseverență, femeia de afaceri a învins lupta cu kilogramele, astăzi ajungând să arate mai bine ca oricând. În vârstă de 45 de ani, fosta parteneră a lui Ilie Năstase nu are intervenții estetice, însă nici nu exclude vehement posibilitatea de a-și face pe viitor operații dacă va avea nevoie. Recunoaște că își face botox de la vârsta de 27 de ani pentru a scăpa de riduri, dar și alte proceduri non-invazive atât de firești pentru o femeie preocupată de imaginea sa precum Amalia. Nu sunteți cu toții de acord? 1, 2, 3, avansă. Left, right, left, avansă. 1, 2, step, avansă. All she wanna do is just dance. După cum spuneam, o prezență extrem de discretă. Și fără variații foarte mari. Discretă și vestimentar, discretă și ca și persoană publică, cu momente foarte clar punctate, și vestimentar și profesional. Dar Anca... Amalia pentru mine este un om deosebit. Ea este ambasadoarea unor foarte multe fundații caritabile și face foarte multe lucruri, de aceea eu o respect foarte mult și nu mi-aș permite niciodată să... În primul rând, nu am competența să-i discut ținutele nimănui, de altfel. Dar ce mi-a plăcut mie și ce pot să observ, mi se pare că a avut o prezență vestimentară destul de unitară, așa, de-a lungul timpului. Asta e cuvântul corect, da. Ea încearcă predominant să abordeze niște ținute
clasice, destul de feminine. Cei drept la un moment dat a avut niște probleme ca noi toate cu kilogramele în plus, dar e o fire foarte muncitoare și cred că a luptat mult să scape de ele. E într-o formă foarte bună. Recent m-am întâlnit cu ea la un eveniment, chiar acum câteva zile, când purta o rochie foarte frumoasă. Mie îmi place Amalia. Ea are un spirit foarte bun și o prezență bună în general. Cu o energie foarte bună și contează foarte mult, indiferent de haina pe care o purtam. E adevărat și acest lucru. Ce pot să spun e că, într-adevăr, e constantă în stilul ei, adică nu există o evoluție decât așa foarte sumară, dar mi se pare genul de femeie care a înțeles ce funcționează pe ea de la început, care sunt culorile. Singurul lucru pe care trebuie să-l punctez, negativ, din păcate, e această încălțăminte pipteu pe care o tot folosește și care, într-adevăr, mai dă un aer puțin nedorit de vechi, de demodat, nu vechi. Pentru că, cum vorbeam și mai devreme, încălțămintea este cea care dă tonul ținutei. Și aici... Uite, aici are o ținută foarte frumoasă. Da, aici o ținută frumoasă, știu și ce brand e și de unde e. Și aici o ținută frumoasă, dar mai era o rochie maro, complet mulată din catifea. Nu la fel de reușită. Nu la fel de reușită, împerecheată, nu cu cei mai frumoși pantofi din lume. Adică... există mici chestii pe care cumva, după aceea, mă și bucur că există, că îți dai seama că sunt și lucruri bune când te uiți după aceea. Așa este. Aici nu aș puncta neapărat pozitiv, dar aici... Iar are un stil curat, așa, clean, destul de... Da, este city chic, linie clasică și detalii la modă. Foarte frumos aranjat. Nu poartă foarte mult machiaj, ceea ce este un plus. Da, așa este. Ok.